Mulțumesc frumos! Stimați colegi, prezenta declarație politică se intitulează Uniți ridicăm Moldova. În ceea ce privește regiunea Nord-Est, datele statistice sunt îngrijorătoare. 58% din populație locuiește în mediul rural, majoritatea fără canalizare și fără apă curentă, doar 7% din cifra de afaceri a României este realizată acolo, iar exporturile nu depășesc 5%. Lipsa unei autostrăzi care să lege Moldova de restul țării și de facto de Uniunea Europeană, dar și existența unei rețele de drumuri naționale și județene îmbătrânite și deteriorate, îngreunează transportul, turismul și schimburile economice, iar salariul mediu reprezintă doar 17% din salariul mediu înregistrat la nivelul Uniunii Europene. Nici măcar una dintre primele 20 investiții publice ale statului român nu se află în Moldova, deși aici locuiește 25% din populația țării, în total peste 3,6 milioane de oameni. În plus, depopularea masivă a regiunii riscă să devină un fenomen ale cărui efecte negative se vor vedea în timp. A trecut mult prea mult timp de când Moldova istorică a fost lăsată în uitare, iar efectele sunt vizibile la tot pasul. În anul aniversării centenarului Marii Uniri, noi, liberalii din Moldova, nu mai vrem ca această regiune să fie tratată ca o cenușăreasă, nu mai vrem să fim în coada clasamentului Uniunii Europene în ceea ce privește standardul de viață. Moldova este România, iar cetățenii de aici trebuie să se bucure de aceleași condiții de viață ca și în celelalte regiuni dezvoltate. Este nevoie de măsuri urgente, clare și ferme pentru ca decalajul între Moldova și celelalte regiuni să fie cât mai repede atenuat, iar Moldova să redevină opțiune. De aceea, o strategie regională comună dublată de o politică guvernamentală corectă poate poziționa Moldova pe un drum al construcției și dezvoltării. Stimați colegi, Moldova are nevoie de o autostradă care să o lege de vestul țării și de Uniunea Europeană, indiferent că este vorba de autostrada Brașov-Bacău sau de autostrada Iași-Târgu Mureș, dar și de drumuri expres care să lege orașele ei de principalele orașele României. Moldova are nevoie de o infrastructură de sănătate de calitate, cu unități medicale performante la standarde europene, dar are nevoie și de un spital regional. Moldova are nevoie de infrastructură de apă, canal, gaze, acces la internet și telefonie. Un procent însemnat din populația acestei regiuni trăiește în secolul al XXI-lea în case fără apă curentă și fără canalizare. Nimeni nu poate fi împiedicat să plece și nici încurajat să revină acasă dacă nu are aceste facilități firești pentru secolul în care trăim. Moldova are nevoie de o strategie regională de promovare a turismului din regiune și susținerea dezvoltării acestuia, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene. Realizarea de trasee și pachete regionale cu grad mare de atractivitate pentru a putea să fie promovată în spațiul european și internațional. Moldova are nevoie de dezvoltarea celui mai sănătos motor al cărui economii. Întreprinderile mici și mijlocii din Moldova au nevoie de susținere guvernamentală transparentă, de programe de sprijin care să le permită să acționeze de la egal la egal cu orice competitor pe piața comună europeană. Moldova are nevoie de un sistem de școlarizare în concordanță cu piața muncii, prin care programele educaționale, liceale, vocaționale, universitare și masterale să fie corelate cu viziunea de dezvoltare economică a regiunii. Moldova are nevoie de oameni meritoși în fruntea administrațiilor locale, oameni cu viziune, capabili să inițieze și să dezvolte proiecte. Moldova are nevoie de o politică fiscală care să asigure predictibilitate și care să diminueze valoarea impozitelor pentru locurile de muncă nou create, cel puțin cu valoarea ajutorului de șomaj corespunzător. Stimați colegi, acestea sunt realități. Aici nu mai vorbim de dispute politice. De aceea, vă invit pe toți, parlamentari ai puterii și ai opoziției, să fim uniți în jurul unui demers comun, acela de a ridica Moldova. Altfel, generațiile viitoare nu ne vor ierta. Vă mulțumesc pentru atenție și, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere.